Peste 1000 de membri ai sindicatelor din toată țara au protestat la București în fața guvernului pentru salarii mai bune, în special pentru îmbunătățirea situației salariale a profesorului debutant. Sindicatul Spiru Haret din Telorman a participat cu 33 de membri. Din păcate, și de această dată, cadrele didactice s-au întors acasă cu mâinile goale. Nici o delegație a sindicatelor profesorilor nu a fost invitată de guvern la negocieri. Singurii care ne-au băgat în seamă au fost jandarmii, care au fost la datorie. Guvernul nu ne-a chemat ca de obicei să facem o delegație. Deci, absolut nimeni nu ne-a întrebat de vorba acolo la meeting. În situația asta anunțăm în unitățile școlare semnarea referendumului ca pe 10 mai să fim cât mai mulți în piața Victoriei, de acolo să plecăm către piața Constituției și pe 22 mai grevă generală. Toți care au fost prezenți astăzi, toate sindicatele, mă refer la președinții lor, toți au căzut de acord pe 22 mai grevă generală. În aceste condiții, sindicatele libere din învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater sunt decise să meargă până la capăt. Sigur că scenariul prezentat de liderii de sindicat este unul sumbru, în special pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a care se pregătesc pentru cele mai importante examene din viața lor. Cu riscul de a îngheța anul școlar, sindicatele din întreaga țară se unesc și declară grevă generală pe 22 mai.